Traian Băsescu se află în stare gravă, nu mai vorbește. Acesta se află într-o clinică privată din Bruxelles, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral. Medicii nu pot oferi mai multe informații în momentul de față. Băsescu se află de miercuri la Bruxelles. Tratamentul este complicat, familia suferă, protocolul este foarte strict. Familia nu are voie să-l vadă și nu pot afla informații decât prin telefon. Zilele trecute a apărut informația pe surse că Băsescu ar urma să fie operat de urgență, iar intervenția pe care o vor face medicii din străinătate nu putea fi făcută în România. Tot surse au spus că fostul președinte Băsescu ar mai fi fost internat în spital în ultima perioadă. Săptămâna trecută, acesta ar fi mers la Spitalul Militar din București pentru investigații medicale. Traian Băsescu a mai fost operat în Franța la un spital din Paris, unde medicii l-au supus unei operații de transplant de aortă. Problemele de sănătate ale fostului președinte ar fi apărut după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut miercuri decizia instanței de fond și a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al securității. În urma deciziei instanței, fostul președinte pierde toate beneficiile pe care le are un fost șef de stat din România.